Am revenit, doamnelor și domnilor. Așadar, prezentarea pieselor din concurs s-a terminat. Votul dumneavoastră încă nu s-a terminat și nu uitați. Votează pentru mine. Votează pentru România. Dar cum adică să votez pentru mine? Îi fi în concurs și nu știu. Votează pentru mine, adică pentru ei, concurenții din Camera Verde. Apropo de concurenții, mai ținem în suspans? Mai fierbem? Ținem, e așa un pic ținem, la da. Foc mic? Da. Atunci hai să le dăm doar parțiale, ce zici? Ok? Hai să vedem cum mai stăm în acest moment cu votul prin SMS-uri și telefoane. Aoleo, din câte îmi dau eu seama, cu 5.900, aproape 6.000 mandinga pe primul loc. Ajută-mă, Iulia, cine ar fi? 2082, Ioana Anuța. 1869, Cătălin Josan. 1850, extraordinar de aproape. Electric Fence și Cătălin Josan sunt cam pe aceeași poziție. Asta este, votează în continuare. Așa este. Costi, tu te așteptai la rezultatele astea? Nu mă așteptam, dar știu că acasă mai sunt telespectatori nehotărâți, așa că le mai dăm puțin timp să se gândească și să voteze piesa și interpretul preferat. Hai să vedem acum care au fost piesele prezentate până acum în concurs. Just call my name. Somebody like you, you drive me mad. Do it all the time, spinning in my head. I know you're really up. Baby, every day and night, but I'm so late astray. I just pretend I'm blind. Baby, every time you lie, I scatter it all, I see what hara, that man that my lele. Behind burning feet. Ooh, I wanna get all up in the world. I spin you round and around like a wreck. When I pick your card, don't do that time after time. Would be on tonight. I'll try to find you. Lolly, 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 every day, everybody. When you love to say every day, everybody. Lolly, 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 every day, everybody. Lolly, lolly. Why you wait? Don't you wanna stay forever? Don't you wanna follow me this way? Don't you wanna love forever? Acum întrebarea este, cine merge la Baku? Cine și-a bilet de avion în principiu. Dacă deplasarea e pe interes economic, atunci delegația va fi formată ca de obicei dintr-un specialist și restul avionului politicieni. Da, deci, dar este pe probleme de muzică. Dacă e pe probleme de muzică, merge Horia Moculescu și restul avionului politicieni. Costi, Costi, cine va fi reprezentantul României la finala Eurovision de la Baku?
Asta nu știu. Dar știu cine ne-a reprezentat anul trecut, doamnelor și domnilor! Hotel FM! Hotel FM, incredibil ce repede a trecut un an și ce piesă superbă ne-a reprezentat anul trecut. Și acum, dacă doriți să revedeți... Ca la Revelion? Nu, ca la Eurovision, pentru că mai este foarte puțin timp în care mai puteți vota. Recapitulare. Just call my name. Somebody like you, you drive me mad. Do it all the time, spinning in my head. I know you really are. Baby, every day and night, but I'm so led astray. I just pretend I'm blind. And baby, every time you lie, I scatter it all, I see what happens. That's the charm that my lele. Yeah.
behind, burning free. Concurenții au fost extraordinari. Ce s-a întâmplat, Costi? Emoția mă cuprinde pentru că trebuie să spun... Da? Stop vot! Așa brusc? Nu așa brusc. Dintr-o dată, stop vot. Acum, clar, gata. Oh, toată lumea este cu ochii pe tabel. Trageți aer în piept, suntem toți o familie. În aplauzele tuturor facem conversia în puncte. Da. Cine conduce în preferințele electoratului? Cu 12 puncte. Mandinga. Mandinga. Are 12 puncte. Cu 10 puncte. Cu Cătălin Josan. Așa, cine? Și cu 8 puncte. Ioana Anuța. Acestea sunt preferințele cu numerele 1, 2 și 3 podiumul ale publicului. De aici încolo începe să se discearnă. Vom vedea și juriul ce va spune și abia atunci vom ști cine este reprezentanta noastră la Baku. Măi, dar v-ați revenit? Nu, nu, eu nu mă așteptam la așa deci ceva. Tu te așteptai eu la așa nu aștept, ceva? Tu te așteptai la dar asta? Dar nici eu nu mă așteptam la așa ceva. Janina, te așteptai la așa ceva? Eu dacă... nu știu, Iulia, te așteptai? Eu nu știu. Costi, tu te așteptai? Dar tu te... Dar voi vă așteptați, publicule? Adică ce mai contează la ce mă așteptam eu? Acum contează la ce ne așteptăm de la câștigător? La victorie, normal. De acord. Dar să vedem ce zice și concurența. Reprezentanta Franței la Eurovision este aici. Angun este o artistă de origine indoneziană, cunoscută pentru hitul său Snow on Sahara. Ea a cântat alături de Michael Bolton, Bryan Adams, Julio Iglesias și Peter Gabriel. Angun! Jamais dans le même sens, on avance mais on court après.
Chansa Baku. Mulțumim sponsorului nostru Ramada Majestic Bucharest Hotel. Costi, tu ce îi spune dacă ai fi în juriu? Dacă aș fi juriu, ce bine că nu fac parte din juriu, pentru că mi-ar fi foarte greu. Cei care urmează acum vor reprezenta Irlanda la ediția de anul acesta a concursului Eurovision. Grea misiune dacă ne gândim că Irlanda a câștigat de 3 ori consecutiv. Jedward încearcă să calce pe urmele lui Johnny Logan. Jedward! Cum a făcut? A zis așa. Jedward!
Am spus în urmă cu câteva minute că vorbeam de Johnny Logan, dar ce am văzut nu prea aduce nici cu What's Another Year și nici cu Hold Me Now. Oricum, ne face să ne dăm seama că celor care vor merge la Baku din partea noastră nu le va fi deloc ușor. Așa este, acum e acum. Chiar dacă suntem în postul Paștelui, în Camera Verde, concurenții tremură ca piftio! Urmează notele juriului. Pe rând, fiecare membru al juriului își va prezenta propriul clasament pe baza notelor acordate. Pentru început, îl invităm pe domnul George Natsis, președintele juriului, să-și anunțe notele. Bună seara! Felicitări în primul rând concurenților, ați oferit un show pe cinste. Mă bucur că am ascultat piese care sunt la un nivel mult mai ridicat decât anii trecuți, în general. Felicitări de asemenea organizatorilor și vă voi citi punctajul pe care l-am acordat. Un punct merge la piesa de pe poziția a noua, Rowling, interpret Miss Mary. Două puncte, piesa de pe poziția 13, Say My Name, interpret Tasha. 3 puncte, piesa numărul 12, Girls Don't Cry, interpret Ioana Anuța. 4 puncte, piesa numărul 5, The Best A Man Can Get, interpret Lucian Oros. 5 puncte, piesa numărul 6, Time is on my side, interpret Raluca Ocneanu. 6 puncte, piesa numărul 2, If You Find Simple Words to Say, Ana Mardare. 7 puncte, piesa numărul 1, Call My Name, interpret Cătălin Josan. 8 puncte, piesa de pe poziția 8, I Walk Alone, interpret Ovidiu Anton. 10 puncte, a fost o alegere grea, dar a trebuit să o fac. Piesa numărul 7, Shunta, Electric Fence. Și în final 12 puncte, piesa numărul 10, Zaleila, interpret Mandinga. Mulțumim, George Natsis. Urmează domnul Dan Teodorescu. Să rămână, bună seara, mulțumesc Universului, mulțumesc TVR-ului pentru următoarele momente în care orice aș spune voi fi aplaudat și înjurat cu aceeași căldură. Mulțumesc foarte mult. Am acordat un punct piesei cu numărul 9, Rowling, interpret Miss Mary. 2 puncte piesei cu numărul 14 în concurs, Don't Say Sorry, interpret Bianca Purcărea. Bianca, vor fi și zile mai bune. Am acordat 3 puncte piesei cu numărul 2 în concurs, If You Find Simple Words to Say, interpret Ana Mardare. 4 puncte piesei cu numărul 6 în concurs, Time is on my side, interpret Raluca Ocneanu. 5 puncte piesei cu numărul 4, Singura Care, replica. 6 puncte piesei cu numărul 3 în concurs, If You Ever Feel, interpret Vicky Red. 7 puncte piesei cu numărul 8, I Walk Alone, interpret Ovidiu Anton. 8 puncte piesei cu numărul 1, Call My Name, Cătălin Josan. 10 puncte piesei cu numărul 7 în concurs, Shunta, interpret Electric Fence. Și 12 puncte piesei cu numărul 10 în concurs, Zaleila, Mandinga. Mulțumesc! Mulțumim, Dan Teodorescu. Acum îl invităm în scenă pe Mihai Ogășanu. Bună seara și bine v-am găsit. O să vă dau și eu notele. O să începem cu un punct pentru piesa cu numărul 9, Rolling, interpret Miss Mary. 2 puncte pentru piesa numărul 6, Time is on my side, Raluca Unceanu. 3 puncte, piesa cu numărul 3, If You Ever Feel, Vicky Red. 4 puncte pentru piesa cu numărul 5, The Best A Man Can Get,
Lucian Oros. 5 puncte pentru piesa cu numărul 2, If You Find Simple Words to Say, Ana Mardare. 6 puncte pentru piesa cu numărul 4, singura care replică. 7 puncte pentru piesa cu numărul 8, I Walk Alone, Ovidiu Anton. 8 puncte merg pentru piesa cu numărul 7, Shunta, Electric Fence. 10 puncte pentru piesa cu numărul 1, Call My Name, Cătălin Josan. Și 12 puncte pentru piesa cu numărul 10, Zaleila Mandinga. Mulțumim, Mihai Josan. Se pregătește să ne spună notele Cornel Ilie. Bună seara. Așa. Bun. Un punct pentru piesa cu numărul 4, singura care interpret replica. 2 puncte pentru piesa cu numărul 12, Girls Don't Cry, interpret Ioana Anuța. 3 puncte pentru piesa cu numărul 3, If You Ever Feel, Vicky Red, interpret. 4 puncte pentru piesa cu numărul 9, Rolling, interpret Miss Mary. 5 puncte pentru piesa cu numărul 2, If You Find Simple Words to Say, interpret Ana Mardare. 6 puncte pentru piesa cu numărul 13, Say My Name, interpret Tasha. 7 puncte pentru piesa cu numărul 8, I Walk Alone, interpret Ovidiu Anton. 8 puncte pentru piesa cu numărul 10, Zalei, la interpret Mandinga. Ok. 10 puncte pentru piesa cu numărul 1, Call My Name, interpret Cătălin Josan. Și 12 puncte pentru piesa cu numărul 7, Shunta, Electric Fence. Mulțumesc! Mulțumim, Cornel! Acum îl invităm în scenă pe domnul Eduard Cârcotă. Bună seara! În primul rând aș vrea să mulțumesc artiștilor din această seară care ne-au oferit un show extraordinar. Un punct pentru The Best A Man Can Get, Lucian Oros. 2 puncte, piesa cu numărul 11, Twilight, TNL. 3 puncte pentru piesa numărul 9, Rolling, Miss Mary. 4 puncte pentru piesa numărul 2, If You Find Simple Words to Say, Ana Mardare. 5 puncte pentru piesa cu numărul 14, Don't Say Sorry, Bianca Purcărea, Sorry About That. Pentru problema din această seară, piesa absolut superbă. 6 puncte pentru piesa cu numărul 6, Time Is On My Side, Raluca Ocneanu. 7 puncte pentru piesa cu numărul 8, I Walk Alone, Ovidiu Anton. 8 puncte pentru piesa cu numărul 10, Zaleila Mandinga. 10 puncte pentru piesa cu numărul 1, Call My Name, Cătălin Josan. Și 12 puncte pentru piesa cu numărul 7, Shunta, Electric Fence. Mulțumim, Eduard Cârcotă. Se pregătește să ne spună notele pe care le-a acordat Luminița Angel. Bună seara! Felicitări concurenților, un show deosebit, felicitări organizatorilor, felicitări echipei dumneavoastră de la emisiunea La Mustață, pentru că au fost foarte simpatici băieții, recunoaștem că am râs cu lacrimi acolo în sala de jurizare. Un punct, Don't Say Sorry, Bianca Purcărea, piesa extraordinară, ne pare rău, Bianca, pentru ce ți s-a întâmplat în seara asta. 2 puncte
de pe poziția 14, mă scuzați. Două puncte, This Must Be Love, Ana Mardare, poziția numărul 15 în concurs. Trei puncte, Twilight, Tiendel, poziția numărul 11. 4 puncte, Girls Don't Cry, Ioana Anuța, poziția 12. 5 puncte, Say My Name, Tasha, poziția numărul 13. 6 puncte, If You Find Simple Words to Say, Ana Mardare, poziția numărul 2. 7 puncte, Zaleila Mandinga, poziția numărul 10. 8 puncte, Call My Name, interpret Cătălin Josan, poziția numărul 1 în concurs. 10, I Walk Alone, interpret Ovidiu Anton, poziția numărul 8 și felicitări, impecabil ai cântat. Și 12 puncte pentru Electric Fans, Shunta, poziția numărul 7 în concurs. Și felicitări tuturor! Mulțumim, Luminița Angel, o invităm acum în scenă pe doamna Liliana Levința. Bună seara! Felicitări artiștilor debutanți în acest concurs. Notele mele sunt următoarele și vreau să precizez că acesta nu reprezintă valoarea intrinsecă a piesei sau a interpretului, ci cum s-au prezentat ei în această seară și ce impresie mi-au lăsat mie personal ca jurat. Un punct pentru piesa cu numărul 11, Twilight, interpret Tiendel. Două puncte pentru piesa cu numărul 12, Girls Don't Cry, interpret Oana Anuța. 3 puncte pentru piesa This Must Be Love, piesa numărul 15, interpretă Ana Mardare. 4 puncte pentru piesa cu numărul 6, Time Is On My Side, interpret Raluca Ogneanu. 5 puncte pentru piesa cu numărul 2, If You Find Simple Words to Say, interpret Ana Mardare. 6 puncte pentru piesa cu numărul 13, Say My Name, interpret Tasha, bravo, mi-ai plăcut foarte mult. 7 puncte pentru piesa cu numărul 10, la Zaleila, interpret Mandinga. 8 puncte pentru piesa cu numărul 1 în concurs, Call My Name, interpret Cătălin Josan, bravo. 10 puncte pentru piesa cu numărul 8, I Walk Alone, interpret Ovidiu Anton, bravo. Puțini au curaj să apară singuri pe scenă. Și 12 puncte pentru originalitate, pentru tot ce vreți. Publicul vă că mă aprobă pentru piesa cu numărul 7, Shunta. Foarte interesant. Începe să devină foarte, foarte interesant. Mulțumim, Liliana Levința. Doamnelor și domnilor, să ascultăm notele acordate de Dana Dorian. Bună seara! Ne doresc foarte mult să știm să ne susținem artiștii, indiferent care vor fi aceia care ne vor reprezenta și la întoarcerea acasă. Indiferent de locul pe care îl vom ocupa, măcar de data asta. Un punct, piesa a intrat în concurs a 11-a, Twilight, interpret T&L, sau L. Larisa, nu? Larisa. Două puncte. Piesa a intrat în concurs pe poziția 13-a, Say My Name, Tasha. Trei puncte. Rolling, Miss Mary. Patru puncte. O piesă frumoasă, This Must Be Love, Ana Mardare, Tudy Zaharescu. Cinci puncte, Mihai Alexandru, Raluca Ogneanu, Time Is On My Side. Piesa intrată în concurs pe poziția 6. 7 puncte, Call My Name, Cătălin Josan. 8 puncte, I Walk Alone, Ovidiu Anton, felicitări, interpretare impecabilă. Locul 10, nu,
10 puncte, poziția 10-a. Da, 10, intrat în concurs a 10-a, piesa Zaleila Mandinga. Repetă, te rog, cine a luat 6 puncte, pentru că nu cred că ai sărit pe 6 puncte. If you find simply words to say. Ana Mărdare. Poziția a doua. Ok. Repede, te-ai prins că l-am sărit pe 6. Am rămas unde? La 12? La 12 puncte? Ai rămas la 10 puncte și urmează 12 puncte și suntem toți cu sufletul la gură. Ei, mai stai atunci. O piesă superbă, cântată impecabil, o prezență extraordinară, indiferent ce se va întâmpla astăzi, sper ca de mâine să existe în România piesa Shunta Electric Fence. 12 puncte. Succes! Mulțumim, Dana Dorian. Acum îl invităm în scenă pe ultimul membru al juriului, dar nu cel din urmă, George Zafiu. Bună seara, bine v-am găsit. Frumos în seara asta, atmosferă superbă. Cam ca la noi în garaj, la radio. Am și eu câteva note pentru concurenții din această seară. O parte excelenți. Prima notă, primul punct pentru piesa numărul 6, Time is on my side, Raluca Ocneanu. Două puncte astăzi pentru piesa numărul 12, Girls Don't Cry, Ioana Anuța. Trei puncte, piesa numărul 15, This Must Be Love, Ana Mardare. 4 puncte, piesa numărul 14, Don't Say Sorry, Bianca Purcărea. 5 puncte pentru piesa numărul 2, If You Find Simple Words to Say, Ana Mardare. George, puțin mai rar, ne roagă colegii noștri ca să okay. poată să te urmărească cu... Am ajuns la numărul 5. Da. 6 puncte atunci. Pentru Say My Name, Tasha, piesa cu numărul 13. 7 puncte. Zaleila Mandinga, piesa cu numărul 10. 8 puncte. Piesa cu numărul 7, Shunta, Electric Fence. 10 puncte pentru piesa numărul 8, Ovidiu Anton, I Walk Alone. Și 12 puncte în această seară, numărul 1, Call My Name, Cătălin Josan. Mulțumim, George. Din câte îmi dau eu seama, avem deja și situația notelor juriului de specialitate. Așa este, avem rezultatele juriului. Notele juriului se transformă acum în puncte. Da, deci s-au însumat toate punctele acordate de către fiecare membru al juriului, așa că așteptăm să vedem notele transformate în puncte. Da, nu vedem și noi acest tabel. Așa, Electric Fence are 96 de puncte de la juriu, deci 12 puncte. Mandinga este pe locul 2 cu 10 puncte în ceea ce privește juriu și Cătălin Josan pe locul 3 cu 8 puncte. Deci, avem... deci ceea ce urmează acum este o problemă de matematică. Da, adevărat, nu prea ne iubim, dar asta e. Tu cu matematica, eu nu? Eu cu matematica, nu. Și rezultatul final, adică cel al juriului de specialitate și cel de la televot, este... Este, așteptăm și noi să-l vedem, ce înseamnă cumularea celor două rezultate, punctele de la televot cu punctele de la juriu. Trebuie să ne dea în curând un total pe care îl așteptăm cu nerăbdare. Iată, deci avem un total de 22 de puncte. Mandinga! Alice Cumea, a meritat așteptare. Bravo, Mandinga! Promisiunile voastre! Ce faceți cu promisiunile? Doamne, deci... Electorale!
Aoleu, nu știam cum se calculează, cum se... Nu știam, deja oricum... Tuturor din România, vă rog. Mulțumim tuturor concurenților, pentru că cu adevărat fiecare a avut un show special. Sergiu a sărit el mai sus decât toți ceilalți. Vom face show la Bacu pentru fiecare român de acasă. Și este una din cele mai frumoase zile ale trupei Mandinga. Au fost și emoții exact ca la marile concursuri. Adevărul că am avut mare. Și ia uite-l pe Cătălin. Cătălin, pe ce loc te-ai situat? Foarte bun, Cătălin. Nu știu, pe ce loc. Am făcut o treabă foarte bună azi. Deci aici nu există urme de supărare. Nu contează pe ce loc sunt eu, contează pe ce loc sunt ei. Este locul 1, eu să reprezint România la Eurovision. Toți suntem câștigători. Exact, lupta a fost strânsă. Aplauze pentru campionii noștri, Mandinga! Haideți repede pe scenă să bucurăm încă o dată publicul cu piesa câștigătoare! Zaleila! Unde sunt soldații mei? Unde sunt consilierii mei? Hai pe scenă! Mergem pe scenă! Haideți, cine mai vrea, cine mai simte spiritul ăsta sportiv? Haideți! Să vină cu noi pe scenă, haideți! Haideți, sunteți îmbrăcați frumos! Haideți cu toții din camera verde! Haideți pe scenă să ascultăm, să aplaudăm campionii! Să mergem! Da, mulțumim, mulțumim tuturor pentru că au fost alături de noi în această seară. Așa este, în primul rând îi felicităm câștigătorii și mulțumim celor care ne-au fost alături în această seară. Da, sunt câștigătorii, cei care ne vor reprezenta la Bacu. Nu știu dacă ei știu unde se găsește pe hartă Bacu, dar până la urmă nici o parte din cei din trupa Mandinga nu știa unde e România până să vină aici. Avem aici un trofeu extraordinar pe care îl vom oferi în curând colegilor. Uite, deja suntem colegi, am fost o seară întreagă împreună. Până una alta, Costi, zic să mulțumim și sponsorilor noștri. La Fântâna, City Grill, Unique Events, Stage Expert, Bigotti, Euromerx Pirotehnic și lui Cătălin Botezatu, care s-a ocupat de ținuta mea în această seară. Da, și s-a ocupat foarte bine, după cum se vede. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de noi timp de 3 ore, cei care ați pus mâna pe telefoane, ați dat SMS-uri, ați sunat, ați participat cu mintea și cu sufletul la acest concurs, alegând o trupă foarte iubită, Mandinga, cea care va pleca la Bacu. Mai trebuie să spun doar că în situația în care ar fi fost două trupe pe același loc, cu același punctaj, ar fi plecat la Bacu trupa cu cele mai multe puncte primite de la voi, de la public. Acum mai trebuie să spunem că ne vedem în câteva minute la Dopo Eurovision, unde încep discuțiile despre ediția Dopo de anul acesta. Dopo Eurovision, exact la ora 0, o să ne întâlnim pentru ceea ce de obște numim cearta de după. Mai e puțin până atunci, o să vedem ce o să fie. Avem un trofeu deosebit pe care îl vom oferi în continuare prietenilor de la Mandinga. Terminați cu pupăturile, haideți aici! Mandinga! Aveți vreme să vă pupați după aia! Felicitări! Bravo! Bravo! Bingo! Bravo! Cui înmânesc trofeul? Ai grijă, Elena, că e foarte greu. Mulțumim tuturor care ne-au votat, mulțumim publicului care a fost alături de noi și Costi, în ultimul rând, Costi Oniță! Bravo! Mai, pentru că voi trebuie să cântați, să-mi stăleau eu acum. Hai să ascultăm piesa câștigătoare, Eurovision România 2012! Mandinga!
Felicitări, Elena, domnul compozitor, dă jos ochelarii să-ți vadă lumea ochii. Ați fost minunați, să vedem. Deci, dragii mei, liniște acolo, liniște acolo, liniște mai. Deci, să ne reprezentați cu cinste, să aveți în minte că patria voastră e alături de voi, acolo departe, la Bacu, să le faceți cinste, fraților. Da, să avem pardon, monsieur. Veți fi mândri de noi. Pot pentru ca să spun că veți fi mândri de noi. Da, avem... Avem o mare responsabilitate. Apropo, scurt, trupa Mandinga împlinește în curând 10 ani. Auzi. Azi suntem în data de 10. Am fost a 10-a trupă intrată în concurs. Și Alex, că am scos peste zero, câteva minute o să poți vorbi cât vrei, pentru că mergem la Topo Eurovision. Mulțumim tuturor, ați fost minunați. Bravo, la revedere. Mandinga, la revedere. Câteva minute, dincolo, în camera verde. Hai.